cu 20%. Atât de mult au crescut prețurile medicamentelor din România, potrivit Institutului Național de Statistică, în luna august față de luna iulie. Vorbim practic despre cea mai mare creștere a prețurilor la medicamente de la noi din țară din ultimii 12 ani. Datele sunt confirmate de cei care au nevoie de medicamente. Orice drum la farmacie se încheie cu o plată mai mare față de acum câteva luni pentru aceleași rețete. Cât vi se pare că s-au scumpit? Dublu în unele cazuri. Vi s-a întâmplat la un singur medicament sau la mai multe? La mai multe. S-a cam scumpit, dar ce să facem dacă suntem bolnavi? Trebuie să cumpărăm. 30%, ceva de genul. Când ați observat? Săptămâna trecută. Mie mi s-a părut că le-au scumpit dintr-o dată. S-au scumpit și cu 15% medicamente care au prețul reglementat de Ministerul Sănătății. Ceea ce se încearcă să se facă acum, la ora actuală, mai ales pentru pacienții care sunt cronici și care au nevoie de astfel de medicamente periodic. Să se găsească soluții ca medicamentele care sunt necesare pacienților cronici să fie compensate 100%. Adică să aibă cel mai mare grad de compensare pentru ca pacientul să-și poată permite să-și ia. Producătorii din industria de medicamente din România susțin că nu știu cum au făcut calculele cei de la INS și ce fel de produse au analizat. Creșterea a fost acceptată pentru că prețurile de producție s-au dublat în ultimii 3 ani. Costurile în fabricile de medicamente s-au majorat exact ca în fabricile care produc orice alte bunuri. Prețurile la medicamente nu au fost recalculate de peste 8 ani. Fapt care a făcut ca, datorită creșterilor de costuri, peste 3.000 de medicamente, cele ieftine, să dispară din uz. În acest timp, lăsând locul unor medicamente mai scumpe. De câțiva ani în România lipsesc câteva medicamente, fie că se cumpără în exces, fie nu se găsesc substanțe sau ambalaje. Și asta mai ales după izbucnirea pandemiei. Există o posibilitate, unul, să-l am cel mai ieftin, dar să nu-l găsesc, sau să-l am un pic mai scump, dar să-l găsesc. Important este ca pacienții să aibă acces la medicamente. Mai multe discuții au avut loc în ultimul an între toți responsabilii din domeniu pentru a rezolva problemele legate de aprovizionare, stocuri și mai ales cu prețurile medicamentelor de la noi.